mai expuși riscului de excluziune socială și sărăcie. Și nu este o simplă statistică. 350.000 de copii din țara noastră trăiesc în sărăcie absolută. Dintre aceștia, două treimi trăiesc în mediul rural. Județul nostru este unul dintre județele cu predominanță a mediului rural. În consecință, problema sărăciei copiilor ne interesează pe fiecare dintre noi și este o problemă care trebuie adresată. Astăzi încercăm să vedem cum se adresează această problemă de către cei de o vârstă aproximativ similară cu ei, de copii, de tineri. Vorbim cu liderii unui club de voluntariat din Zalău, a clubului Impact. Mai mult de jumătate dintre copiii din România se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar o parte dintre ei nu au acces la cele necesare pentru traiul de zi cu zi. După cum arată organizația Salvați Copiii, copiii spun că pentru ei sărăcia înseamnă să meargă la școală cu stomacul gol, să fie stresați, deoarece părinții lor nu pot plăti chiria, să stea în frig acasă și la școală pe timp de iarnă, să nu aibă suficienți bani pentru a-și cumpăra o carte și să nu îndrăznească să spere și să viseze. Impact este de fapt un club de voluntariat, un club deschis în cadrul Colegiului Național Silvania. Este un club care funcționează pe lângă Fundația Noi Orizonturi. Este o fundație care la nivel național și nivel internațional își propune să includă tineri în activități de voluntariat. Programul acesta Impact este unul dintre programele pe care fundația le desfășoară și presupune de fapt a deschide și a funcționa cluburi de elevi voluntari în cadrul școlilor. Cu alte cuvinte, înseamnă de altfel conștientizarea tinerilor în ceea ce privește implicarea în comunitate, dezvoltarea simțului civic, dezvoltarea unor resurse importante de socializare. Da, corect. Din câte am înțeles de la unul dintre voluntari, de la liderul junior al clubului, unul dintre obiectivele pe care dumneavoastră le adresați este și sărăcia copiilor și mai ales incluziunea copiilor din comunități marginale sau defavorizate. Da, la nivelul clubului, în mod normal, noi avem și libertatea de a identifica probleme pe care comunitatea locală le are și, inevitabil, și comunitatea orașului nostru are astfel de problemă. Copii care se confruntă cu sărăcie și, în această cauză, inevitabil, apare și abandonul școlar și renunțarea destul de vreme la școală și, inclusiv, la o implicare a lor în ceea ce înseamnă comunitate. Și da, am desfășurat deja la nivelul clubului două proiecte de acest fel. Logică, noi nu putem lupta, hai să zicem așa, armele noastre nu pot duce la rezolvarea problemei sărăciei, dar ceea ce ne propunem noi de fapt în aceste activități este să le stimulăm acestor copii care se află într-o astfel de problemă, interesul pentru școală, interesul pentru cultură, interesul pentru activități care, odată trezit, i-ar putea determina să nu renunțe. Dumneavoastră, în calitate de consilier educativ, de consilier școlar, aveți de foarte multe ori de a face cu acest gen de problematici și mai ales cu acest cerc vicios în care se găsesc persoanele din comunități marginale sau marginalizate. Respectiv faptul că o educație precară duce la abandon școlar, sărăcia determină o educație precară și uite așa, prin cercul vicios, anumite persoane ajung să nu beneficieze de o educație de calitate. Da, și din păcate acest lucru într-adevăr se întâmplă, poate la nivelul liceelor din localitățile Zalău și din orașe, poate problema nu este chiar atât de des întâlnită, dar se întâlnește foarte des, mai ales mergând spre ciclul liceal, la cei care vin din mediul rural. Fiind nevoiți să părăsească zona lor de natală, de trai, trebuie să vină într-un oraș și fiind de multe ori poate chiar cu un nivel scăzut de posibilități, clar că tendința lor este să renunțe a mai veni la școală și a mai participa la activitățile de licean. Activitatea educativă cam asta ar vrea într-un fel să fie sau să-și propună, să încerce să le dezvolte acestor tineri, nu știu, interesul, măcar dacă poate nu pentru ora XYZ, măcar interesul pentru alte activități. Activități culturale și așa își pot identifica plăcerea de a cânta sau pasiunea pentru desen sau pasiunea pentru sport. Și atunci, inevitabil, participând, dacă școala le propune cât mai multe astfel de activități extrașcolare, activități educative, în afara orelor de curs, ar putea ei să găsească o plăcere măcar în asta, să participe la aceste activități și atunci să-i determine
mai puțin să renunțe la școală. Și inevitabil, așa, participând la astfel de activități, poate își descoperă noi aptitudini, noi competențe pe care să și le formeze. Doamna Morariu, ce înseamnă pentru dumneavoastră voluntariatul? Vorbim de foarte multe ori în societate de acest concept voluntariat și că ar fi bine să fim voluntari sau fiecare dintre noi să se implice în mod voluntar, să se implice în comunitate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Pentru mine, voluntariat înseamnă în primul rând să simți că vrei să dăruiești, să simți că vrei să faci ceva pentru ceilalți. Și dacă reușești să faci asta în mod autentic, cu siguranță tu ca și voluntar câștigi foarte mult. Câștigi prin conexiunea pe care o realizezi cu ceilalți, câștigi prin satisfacția pe care o ai când ai făcut ceva pentru ceilalți, pentru că implicit și dacă nu dăm seama și dacă nu faci ceva pentru tine. Ce activități realizează un coordonator al unui club de voluntari, al unui club cunoscut, de exemplu, clubul din care faceți dumneavoastră parte, Clubul Impact? Activitățile sunt multe, sunt de multe feluri. Ideea este tinerii să învețe din experiență. În momentul în care faci ceva, în momentul în care ești implicat și îți place ceea ce faci, de fapt nici nu-ți dai foarte mult seama că înveți. Cu toate acestea, rolul liderilor Impact este de a transpune orice model teoretic în viața reală. Noi am avut mai multe proiecte care s-au adresat acestei probleme de a sărăciei, mai ales zona copiilor, și am încercat să o combatem oarecum mergând în zona de includere a copiilor, pentru că statul vine oarecum cu partea asta de asistare socială, tot ceea ce înseamnă, știu eu, fonduri sau așa, dar aici deja revine misiunea oarecum organizațiilor de voluntariat, ONG-urilor, tocmai să intre fenomenul ăsta și să lupte pentru includerea copiilor în tot felul de programe care să, până la urmă, să-i ajute să se integreze în societate, iar pe urmă să fie tocmai persoane utile și să se dezvolte frumos. Noi am avut în primul rând un proiect care s-a numit Împreună pentru Aventură, prin care am colaborat undeva la 20-30 de copii de la centrul de zi din Zalău, copii cu o situație materială mai precară din nefericire, și cu care am avut pe parcurs la 2 săptămâni diverse activități cu alte instituții, în parteneriat și cu alte instituții din Zalău, și am încercat oarecum să stăm cu ei, să ne jucăm cu ei, să comunicăm cu ei și într-un final, până la urmă, să îi stimulăm tocmai să pătrundă și ei activ în această viață a societății și să vadă efectiv ce oportunități au, pentru că din nefericire ei probabil nefiind și din familii care să fie obișnuite, nu sunt familii obișnuite să-i ducă, să participe la tot felul de activități. Am încercat să le realizăm și un fel de materiale care le-am dat mai departe părinților sau lor, să le ducă părinților, tocmai ca să vadă oportunitățile lor, evident gratuite, pentru ceea ce înseamnă activități extrașcolare în orașul nostru. Cum a fost acest proiect reflectat de voluntarii Impact, de dumneavoastră în calitate de lider Junior Impact? La momentul ăla eram cam tot voluntari, cu mai puțin experiență, pentru că eram la început, era al doilea nostru proiect. A fost o provocare, cel puțin pentru mine, nu pot să zic că am început foarte entuziast proiectul neapărat, deși pentru toți era așa oarecum o doză de ceva necunoscut, nu știam exact, nu mai lucrase neapărat cu copii, nu știam, dar până la urmă ne-am și atașat unii dintre noi destul de mult de acei copii și lor le-a plăcut foarte mult, încă mai păstrăm legătura care cum putem, cel puțin când ne întâlnim, mai povestim cu cei mici. Și a fost o experiență chiar foarte ok, o experiență constructivă care a dus și la un alt proiect al nostru, până la urmă o idee de antreprenoriat social. Contează mai puțin aici afacerea în sine, ideea că a fost cu faptul că a fost faptul că noi cu banii câștigați în urma acestei activități economice desfășurate, i-am dus pe tot așa 20-30 de copii într-o excursie ca să vadă obiectivele principale din județul nostru. I-am dus la Castrul Roman de la Moegrad, i-am dus la Grătina Botanică de la Jibou și tot așa am avut activități cu ei, jocuri și de dinainte pregătite. Și care a fost feedback-ul lor? Cum am spus, evident a fost unul pozitiv, pentru că din păcate ei au oarecum nevoie și de partea asta, din punctul meu de vedere, sau cel puțin ce am remarcat și eu și probabil și restul voluntarilor în cele săptămâni,
de atenție. Că am spus că partea asta cu oarecum asistare socială vine mult din partea statului, dar au nevoie și de cineva care să-i ajute să se integreze, de tineri de vârsta lor, pentru că până la urmă între noi și ei nu era o foarte mare diferență de vârstă până la urmă, undeva la 4-5 ani maxim. Deci eu cred că s-au simțit bine, cel puțin feedback-ul a fost pozitiv la modul general, majoritatea care au putut ne-au mulțumit și noi până la urmă am fost fericiți că am putut contribui până la urmă. Ce credeți că pot face copiii pentru copii? Copiii fiind voi, voluntari. În primul rând, cred că este foarte important zona asta de activități, adică să desfășurăm activități cu ei. Din câte știu eu, la majoritatea caselor de copii se poate face și voluntariat, sau cel puțin un profesor de la noi de la liceu avea această inițiativă de a duce tineri să stea cu tinerii până la urmă, un fel de peer-to-peer education oarecum, și să vorbească ei între ei, să-i ajute cei mari pe cei mici sau să se ajute ei între ei de aceeași vârstă, până la urmă tocmai ca să ajutăm la integrarea acestora în comunitate și la o mai bună dezvoltare. În același timp, Meda Morariu a precizat că deși un singur proiect nu face diferența, proiectele sociale derulate de voluntari au un impact considerabil asupra comunității în ansamblul ei. Se spune de multe ori că cu o floare nu se face primăvară. În schimb, dacă ne gândim, era o poveste foarte frumoasă cu stelele de mare care ajung pe plajă și cineva se chinuia să le arunce înapoi și a venit un trecător și a spus: de ce faci lucrul acesta? Pentru că nu poți să le salvezi pe toate și atunci nu are niciun rost. Și a zis: da, poate că nu poți să le salvezi pe toate, dar pentru cele care reușesc să le salvezi contează foarte mult. Este diferența între a trăi sau nu. Și atunci mă întorc la ceea ce putem să facem noi. Da, probabil că impactul activităților pe care noi, cu un club de voluntari, de elevi sau de liceeni, am putea să le facem, nu au un impact extraordinar. Dar pentru cei care se adresează, pentru tinerii voluntari, impactul este foarte mare. Învață ceva, se simt bine, se simt important, simt că pot să realizeze ceva, au mult mai multă încredere în ei după acest gen de activități. Ca și lider, impact, rolul liderilor în general este de a direcționa, de a trasa direcții, de a echilibra dacă lucrurile din prea mult entuziasm ar încerca să ia într-o direcție sau alta. Ok, scopul este să facem anumite lucruri și atunci să nu te pierzi în prea multe detalii, indiferent cât ar fi de mare entuziasmul și asta să te ducă sau să te împingă de la drumul pe care ți l-ai propus. Discursul nostru de obicei este noi versus ei. Ei fiind grupul la care ne adresăm, cel puțin așa se observă în practică. Dar cum puteți dumneavoastră, în calitate de lider, de a distanța de această perspectivă, de a-i face pe tineri să-i considere și pe beneficiarii respectivului proiect ca parte din aceeași comunitate din care ei fac parte? În general, în cadrul proiectelor, așa se întâmplă sau așa stau lucrurile, adică dacă vorbim despre tinerii voluntari, poate la începutul proiectelor de acest gen există o oarecare reținere, nu cred că neapărat în ceea ce privește beneficiarii proiectului, cât în ceea ce privește nesiguranța dacă noi putem să facem într-adevăr ceva pentru ei. Exact cum am spus mai devreme, ceea ce facem noi poate că nu are un impact foarte mare și atunci nesiguranța vine probabil și din acest aspect. Dar nu cred, eu nu am simțit că tinerii voluntari ar exista așa o mare separație între tinerii voluntari și beneficiarii proiectului. Din contră, plus că sunt copiii centrului de zi care s-au adresat proiectele, debordau de afecțiune, de recunoștință, este imposibil să nu fii marcat de lucrurile, este imposibil să nu le simți, erau autentice, erau adevărate, erau foarte sincere și până la urmă toți voluntarii au simțit lucrul acesta și s-a realizat așa o legătură foarte puternică, foarte strânsă între copii. Nu cred că a mai existat, eu așa am simțit, noi și voi.